Un nou val de caniculă extremă face ravagii în vestul Europei. Portugalia, Croația și Franța par să fie țările cele mai grav afectate. Odată cu temperaturile ridicate au reapărut și incendiile de vegetație, iar meteorologii n-au deloc vești bune. Canicula va persista până la sfârșitul săptămânii și se va extinde către nordul și estul continentului. Peste 30 de incendii au pârjolit suprafețe întinse din Portugalia. Sute de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor, iar cel puțin 120 au avut nevoie de îngrijiri medicale. Poliția și alte forțe sunt în alertă. În total, peste 2600 de pompieri s-au luptat cu flăcările devastatoare. Sunt incendii și în Croația, care, la fel ca Portugalia, este afectată de un val de căldură copleșitoare. Pompierii au anunțat că până acum au reușit să stingă 45 de focare. Și în Franța, două incendii masive în apropierea orașului Bordeaux au fost stinse de salvatori. Peste 1800 de hectare de teren, iar aproximativ 6500 de persoane au fost evacuate din zonă. La Paris, mercurul a urcat în termometre la 37 de grade Celsius pentru a doua zi la rând. It's definitely hotter than it's ever been when we've come to Paris, but I suppose it's not terrible. It's definitely a lot hotter than any other places we've been in Europe. Iar în Spania, seceta, dar și incendiile de vegetație au făcut prăpăd. Țara unde sunt sute de mii de români a fost lovită de un al doilea val de căldură în mai puțin de o lună, cu temperaturi care au ajuns până la 42 de grade Celsius în orașele Córdoba și Sevilla din sudul țării. Pues fatal, la noche fatal, porque hace un calorazo que te tienes que levantar 50 veces por la noche. Y luego, como el aire acondicionado no se puede poner por el precio de la luz, pues el aire que te da el ventilador es caliente. Meteorologii spun că este de așteptat ca temperaturile foarte ridicate să dureze cel puțin până în weekend.